Era tehnologiei continuă să ne surprindă în fiecare zi. 2030 este anul limită până când românii vor fi nevoiți să se familiarizeze cu noile tehnologii utilizate la locul de muncă. Cât de mult iubesc romașcanii tehnologia, mai ales la lucru, aflăm imediat. Depinde pe cine întrebați. Deci pentru unii, cum ar fi pensionare, 5G-ul ar putea să nu însemne nimic, pentru că într-un fel ei sunt marginalizați de tehnologia asta, pe când cei de vârsta mea, 18-20 de ani, chiar și 25, poate și persoanele de 40 de ani, cum ar veni părinții, ar putea beneficia și ar avea un impact benefic asupra noastră. Dar tot în același timp, dacă cineva nu ne ajută să înțelegem tehnologia, am putea fi considerați analfabet din punctul ăsta de vedere. Adică n-am înțelege nimic, deși noi avem parte de ea. Ce părere ai despre roboții care tot să apară acum pe la meserie pentru a reduce? Este bine și din punct de vedere pentru oamenii care, adică multe locuri de muncă nu vor mai exista? Aici ar trebui să fie cam două puncte de vedere. Deci unul din perspectiva omului care muncește acolo, deci ar fi rău, sincer, pentru că ar rămâne fără locul de muncă, n-ar mai fi taximetriști, poate, n-ar mai fi oameni care să muncească în industrie sau în uzine, iar pentru un proprietar ar fi mai bine, pentru că n-ar trebui să mai plătească persoana respectivă și ar trebui numai să încarce respectivul robot, ori cu benzină, ori cu, nu știu, poate curent electric. Da. Din punctul tău de vedere, care ar fi domeniul în care ar fi cea mai utilă această tehnologizare? Tehnologizarea, vă referiți la 5G în aparat sau? La toate, și la robot și la toate. În IT de obicei, mai bine așa. În spital, de exemplu. În spital ar merge bine, poate numai pe secția de aparate care ține aparat de tehnologia asta. Sunt pregătiți tinerii pentru 5G? Tinerii, da. Mai puțin adulții. Principalele schimbări pentru care ar trebui să se pregătească românii sunt legate de inteligența artificială, de realitatea virtuală extinsă sau de tehnologia 5G. În care domenii ar fi mai bine să existe această tehnologie avansată? De roboți? De... În IT, de obicei. E foarte bună tehnologie avansată. În agricultură sau la spital, de exemplu, prin spitale? La spital, da, ajută foarte mult. Sunt foarte multe sisteme care încep să înlocuiască personalul, dar în agricultură nu prea. Da, fi nevoie de... Sunt tineri din ziua de azi pregătiți pentru viitor? Depinde. Sunt foarte mulți care nu au nicio treabă cu viața, în general. Și cu tehnologia și 5G-ul? Da, nu prea au treabă, nu. O să fie dificil și pentru oamenii maturi din ziua de azi, din 10 ani, 20 de ani, să se descurce cu această tehnologizare? Da, deși foarte mulți încep să se acomodeze. Dumneavoastră v-ați descurca? Da, cred că da. Cine nu s-ar descurca, de exemplu? Oamenii mai în vârstă. Și în ce domeniu ar fi necesară această tehnologizare mai mult? Cu roboți? Cred că în toate. În toate domeniile ar fi binevenită? Da. Pentru ce? Cu ce ar ajuta? Nu știu. Ar eficientiza producția sau... Da. Ar fi totul mult mai, mai simplu. Și în spitale, de exemplu, cum ar fi parcurge o operație făcută de un robot? Și nu, da, un... ar fi mai eficient. Datorită tehnologiei 5G, medicii vor putea realiza atunci intervenții chirurgicale de la distanță, numărul mașinilor autonome va crește, iar roboții industriali vor reduce costurile de producție.